fost transmis acel proiect de hotărâre de Consiliul Local ilegal pentru că nu era semnat de un consilier. Conform articolului 136, proiectele de hotărâre sunt inițiate de primari, de consilierii locali sau de cetățeni. Deci era nevoie de o singură semnătură ca acest proiect să fie legal. Asta l-am rezolvat. În al doilea rând, am văzut deja că a apărut un articol pe un site din Pitești. Domnul Gente a spus foarte clar că n-ați citit ce am depus noi, să știți, ați luat așa ceva din zbor. La articolul 1, și v-aș ruga să mă lăsați să explică și nu ați avut vreo două ore de conferință. Spune așa, hotărăște, nu hotărâm instituirea unui regim de arie naturală protejată. Noi hotărâm să propunem, deci articolul 1, se propune instituirea regimului de arie naturală protejată de interes național și declararea ca rezervație naturală pentru zona naturală Pădurea Tribal. Deci noi nu facem absolut nimic din ce s-a spus acolo, halucinant, că hotărâm noi ilegal să facem arie protejată. În niciun caz nu facem așa ceva. Noi propunem acest lucru. Și la punctul 2, și domnul Genta iarăși a spus foarte bine, se avizează suprafața de 374 de hectare aflată pe raza administrativ teritorială a municipiului Pitești, ce urmează a face parte din această arie protejată naturală. Conform ordonanței 57, articolul 8, pe care domnul Sofianu a spus-o acolo, spune foarte clar că declararea unei arii protejate poate să o facă decât guvernul printr-o hotărâre a guvernului. Dar ce nu știe dânsul, că tot la articolul 8, aliniatul 2, se spune așa, propunerile pentru instituirea regimului de arie naturală protejată se pot face din inițiativa oricărei persoane fizice sau juridice și se înaintează autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor în vederea promovării actului normativ de desemnare a acestora. Ori în hotărâre scrie la articolul 4.1 exact acest lucru. Prezenta hotărâre se înaintează autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor în vederea promovării actului normativ de desemnare a arei naturale protejate de interes național. Deci noi acum ne spunem intenția că vrem să se facă acolo arie protejată naturală. Și dăm acest aviz, pentru că iarăși în această ordonanță se spune la un moment dat, adică sunt date actele care sunt necesare pentru declararea unei arii protejate, printre altele fiind și acesta la aviz al autorității. Dânsul a spus astăzi povestea, nu știu dacă ați văzut sau ați văzut-o sau nu, dar mai contează. În 94 a fost o